De vineri, ninsorile s-au domolit în toată țara, acolo unde viscolul și-a pus amprenta. Județul Dâmbovița a fost ocolit de episodul sever de iarnă, însă în județele din sud, viscolul a cauzat probleme. Sâmbătă și duminică, atmosfera se mai destinde, dar apare gerul. Vântul mai are unele porniri în zona montană înaltă, dar se menține activ și în ținuturile estice. Cu precădere în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, în majoritatea regiunilor, dar în special în nord, centru și la munte, va fi ger, iar temperaturile minime se vor încadra în general între minus 15 și minus 7 grade. Sâmbătă, vremea se va menține rece, geroasă dimineața și noaptea. Temperaturile maxime se vor situa între minus 3 și 5 grade, iar cele minime între minus 17 și minus 6 grade. Sâmbătă, în capitală, vremea va fi rece și chiar geroasă noaptea. Cerul va fi mai mult senin. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă în jurul valorii de minus 10 grade. Duminică, vremea va fi deosebit de rece, mai ales dimineața. Cerul va fi mai mult senin. Temperatura maximă va fi în jur de 5 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de minus 7 grade. De luni se mai încălzește, dar își vor face apariția ploile în țară, iar în zonele de munte, Lapovița și Ninsoarea.